Stimați prieteni, Valeriu Pârloc ar trebui să fie unul dintre cei mai credincioși în cauza ortodoxiei și, de ce nu, în ceea ce privește credința strămoșească în bine, frumos, viață și, de ce nu, în ceea ce privește munca noastră în agricultură. Stimate domnule primar, știind că sunteți specialist, printre puținii specialiști adevărați pe aici, prin județul Iași, ziceți-mi pe scurt, dacă vreți, cum credeți că sunt rezultatele în agricultură în toamna acestui an și în vara asta? Domnul profesor, bine ați spus, bine ați venit la noi, veniți cam rar, dar veniți bine și mă bucur că știu sigur că faceți un traseu, nu veniți în mod deosebit numai pentru Comuna Popicani și primarul de la Popicani. Știu sigur că bateți și luați comunele la rând, cunoașteți foarte bine zona și mă bucur că ați oprit pentru un mic și faceți un mic popas la comuna noastră. Mi-ați pus o întrebare foarte bună. Într-adevăr, sunt agronom și pot să-mi amintesc și să spun că meseria asta o fac de vreo 35 de ani, de când am terminat facultatea, Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad. Iar de atunci și până a deveni sau a ajunge primar, numai muncă de agricultură am făcut. Nu știu, eu spun că am avut și am dat și rezultate, dar pot să spun că am o experiență de ani de muncă și de implicare și de investiții în agricultură, fiindcă în ultimul timp, ca și fermier privat, ca și investitor în agricultură, vrând nevrând putem vorbi că cheltuim și bani, investim și bani în munca asta. Și vă spun că parcă nici unul din anii care au trecut nu se aseamănă cu anul și cu vara asta care tocmai am trecut-o, când comparăm rezultatele, timpul care a fost nefavorabil și multe greutăți pe care le-am întâmpinat și petrecut în anul acesta agricol. Despre tot ce vorbim și despre toate necazurile astea, că ați început foarte frumos în timp și credincioși, noi știm că Dumnezeu câteodată, sau poate tot timpul ne dă, dar Dumnezeu ne și mai ia. Parcă anul ăsta pentru fermieri, pentru agricultori, pentru micii fermieri, Dumnezeu a fost cumva mai dur cu noi, poate e un semn care trebuie să ne-l arate. Fac o glumă, nu numai că nu ne bag în traistă, dar ne ia și traista. Ne ia și traista. Poate că e bine așa că ne arată că există, că până la toată urma noi tot timpul recunoaștem că agricultura este influențată de natură. În toate situațiile, chiar și la cei care spunem că seceta o poți combate prin irigații sau prin a turna apă cu găleata și cu cana la plante sau mai știu eu ce, tot de natură suntem influențați, fiindcă nu numai lipsa de apă, s-o simți vara asta, și temperaturile exagerate de mari, temperaturi care aproape nu le mai suportăm nici noi, nu le mai suportă nici animalele, fiindcă dacă ne uităm toate câmpurile acum, animalele s-au înmulțit, toate câmpurile, șesurile, pășunile sunt pline cu animale, sunt mici crescători, mari fermieri, deci cumva dacă au avut de suferit anul acesta și vor suferi în continuare, suntem și noi oamenii, și agricultorii, și proprietarii de teren, dar și animalele noastre. Într-un cuvânt, agricultura de la Popricani, cum iese anul ăsta? Să zicem, deci, la grâu sau și în altă parte? Agricultura de la Popricani, pot să vă zic că undeva este la limită. Și aș spune chiar la limita existenței, fiindcă păcat. Deci tot secet a fost aici. Tot secet a fost, dar păcat aș putea eu să spun că parcă de o ploiță vara asta am mai avut parte. Și nu pe toată comuna. Și dacă Popricanii au avut o problemă, undeva acum o lună de zile în urmă, n-aș putea spune data când, am avut parte și de o ploaie cu gheață, dar nu gheață, chiar o ploaie cu grindină, unde mai mult de jumătate din
din teritoriul agricol sau din teritoriul, din perimetrul comunei noastre, a fost afectat de această ploaie cu grindină. Deci sunt fermieri, sunt proprietari care în totalitate le-a distrus culturile. Așa, de la înălțimea funcției de primar, cum credeți că vor ieși în toamnă și în iarna asta ca să o scoată cu bine, să se apuce de muncă în primăvară, țăranii de pe aici? Eu știu ce o să întâmple. Se vorbește acum de niște sprijini, de niște sprijin guvernamental. Cumva m-aș bucura dacă guvernul ar interveni. Că nu-i numai la Popricanse, ci în tot județul și am înțeles că în toată Moldova, așa e. Toată Moldova. Dacă guvernul ar interveni, ar face un lucru bun. Cu cât mai repede, cu atâta mai bine. Fiindcă de acum deja vorbim de semănat trapeță, de semănat grâu. Ați semănat ceva? N-am semănat nimic, încă nu le-a venit timpul. Rapița ar cam veni la... E prea uscat terenul. Și prea uscat terenul. Noi dorim să ne mai ploaie, că chiar zilele trecute a fost o ploiță de vreo 15 litri, parcă ne-am mai răcorit un pic, s-au mai răcorit și vremea, s-au schimbat puțin condițiile. Deci m-ați întrebat cum o să ieșim din situația asta. Am spus, una din soluții să ne ajute puțin guvernul. A doilea lucru, na, mă gândesc că fiecare fermier care își administrează mica afacere se gândește cât poate să se întindă, cum poate să facă lucrările la limită, cum își valorifică producția, puțina producție care o să o scoată, și fiecare mea se gândește cât de cât măcar cheltuiala să o scoată. Și în continuare o problemă văd pe crescătorii de animale, micii fermieri, proprietarii de... Și la noi în sat sunt, chiar în Popricani, o vacă, un vițel, cai și oi ce mai au dânși în proprietate și sunt destule, să se gândească cum le bagă pe iarnă, cum le iernează. Fiindcă toată vara posibilitatea de a-și face rezervă de fân, rezervă de furaje, nu prea a fost. Noi am mai ajutat de pe la fermă cu paie, că astea au fost la... Dar paia nu este un furaj care să fie și comestibil și omul să-și poată crește animalul. Probabil că din coceni, din mica adunătură care o să o facă, sau puțină adunătură, oamenii o să iasă și din iarnă. Că tot timpul Dumnezeu ne-a ajutat, eu a ajutat în partea fiecare și n-am... dispărut, de la un an la altul rezistăm să învingem. Cum ați și cu grâul, domnul inginer, la Poprica? Grâul n-a fost la, ca și producție așa cum ne-am dorit. Seceta, și-a spus cuvântul, cumva a înjumătățit producția la hectar. E foarte bine că mă întrebați, oamenii au înțeles acest lucru, fiindcă tot din timpul dădeam omului 800 de kilograme de grâu, că așa este contractul de arendă. Anul ăsta am scăzut, dar nu mult, am scăzut 100 de kilograme, fiindcă făcându-ne socoteli, am dorit, chiar dacă fermierul nu rămâne cu nimic, omul totuși să primească o cantitate. Va fi plătit tot cu 50-60 de bani kilogramul de grâu? Deci, sau deja s-aș cam terminat? Da. La recoltare a fost un preț care a circulat atunci și așa cum îl spuneți dumneavoastră, cam ăsta a fost. Acum, probabil, cei care au magazinat grâu pot scoate pe piață un grâu mai scump. Deci nu fermierul și nu proprietarul de teren este cel care câștigă. Mai departe, cei care achiziționează și îl transformă în produse de panificații sunt cei care beneficiază de avantajul. V-ați lăudat adineori că pe câmpiile și pe dealurile Popricanilor, unde păstoriți un teritoriu destul de mare ca primar, sunt așa de multe vite încât, mă rog, s-a dezvoltat sectorul, ca să spun așa, zootehnic. Chiar așa e? Cât se vinde, de exemplu, o vacă la dumneavoastră cu vițel? Să știți că popricanii au tradiție în creșterea animalilor.
un lucru bun care se întâmplă acum pe teritoriul comunei noastre, până acum nu l-am avut, dar se simte lucrul acesta. Noi avem în jur de 1300-1400, noi vorbim la primărie, da? Așa, evident. Care de da. Pășune. Pășune care o punem la dispoziția crescătorilor de animale. S-a înființat și la nivelul comunei noastre Asociația Crescătorilor de Animale, unde aș putea spune că de 2 ani de zile, mână-mână cu micii fermieri, cu proprietarii de animale, au reușit să facă niște îmbunătățiri pe pășunile, pe pajiștile comune. Ați reușit să faceți ceva pentru colectarea laptelui? Pentru colectarea laptelui deocamdată nu, dar există în programul asociației și acest punct. Alături de primar și de noi din primărie o să dăm tot sprijinul să facem și acest lucru. Ar fi unul din avantajele pe care le-ar trăi localnicii dacă ar fi un punct de colectare a laptelui. Întrebare oarecum, să zicem, de mirare. Păi ce, primăria poate cumpăra tancuri frigorifice pentru laptele oamenilor? Primăria nu poate, dar Asociația pentru un Program European poate face lucrul ăsta. Vreau să vă spun că an de an asociația pune la APIA, odată că au niște taxe locale și taxează finuți cumva crescători de animale, dar an de an primesc de la APIA o sumă de bani. Așa, cu aia credeți că o să puteți valorifica să-i... Poate și cu banii cei, dar poate și accesa un mic proiect european, o așa, și putem face în publicare un punct de colectare și chiar și de prelucrare a laptelui. Deodată, bănuții care îi primesc sunt bineveniți, fiindcă cu ei se curăță pășunea, cu ei s-au făcut alimentari cu apă pentru animale, s-au făcut lucrări de îmbunătățire a calității solului, deci, într-un cuvânt, lucruri bune făcute și rezultate bune în urma organizării sau înființării Asociației de Crescători de Animale la Poplicani. Stimați prieteni, domnul primar Valeriu Pârlog este un specialist, dar mai ales un om de bine, cum se zice. Observați ce dever verbal are. El ne poate ține ore întregi. Noi trebuie să ne mulțumim cu răspunsurile de până acum și să-i dorim domnului primar să reușească și ca primar, și ca întreprinzător, și ca om al locului, ca exemplu, pentru că la Poplican sunt oameni gospodari, și să sperăm că auzim numai de bine. Vă mulțumesc, domnul profesor, pentru tot ce faceți pentru comuna noastră.